crimă odioasă la Sibiu, un întreg oraș este îndurerat după ce un fost director al Direcției Agricole a fost ucis de propriul fiu. Totul s-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni. Alarma s-a dat în jurul orei două, când un tânăr a sunat la 112 și a anunțat faptul că tatăl său, un bărbat în vârstă de 50 de ani, este decedat în casă. La fața locului au ajuns imediat și autoritățile. Pe surse, cei de la medicina legală spun că bărbatul prezenta pe corp semne vizibile de violență. Suspectul în acest caz este un tânăr de 25 de ani, chiar cel care a sunat la poliție. Anchetatorii bănuiesc acesta și-a ucis propriul tată. Tânărul a fost reținut pentru declarații. În interiorul locuinței a fost găsit și un bilet de externare de la spitalul de psihiatrie. Pe bilet era trecut numele tânărului bănuit de comiterea faptei. Se pare că acesta era consumator de stupefiante. Victima avea o carieră de peste 20 de ani în domeniul agricol, iar pentru o scurtă perioadă de timp a fost și șeful direcției agricole. Cercetările în acest caz continuă pentru a se stabili firul complet ale evenimentelor. După succesul înregistrat cu pistele recent inaugurate de pe malul Cibinului, municipalitatea plănuiește extinderea acestora. Reprezentanții primăriei spun că se vor extinde atât în amonte cât și în aval. Pentru această investiție, studiul de fezabilitate a fost deja realizat, iar după ședința în care consilierii locali sunt chemați să își dea acordul pe proiect, se dă undă verde pentru găsirea constructorului și chiar începerea lucrărilor. La finalul perioadei de implementare, pista existentă se va extinde cu încă 3,1 km. Primul tronson va fi cel dintre podul de peste Cibin, din dreptul străzii Rozmarinului și calea ferată de pe șoseaua Alba Iulia, pe o distanță de 1,4 km. Realizarea pistei va impune și realizarea două pasarele ciclopietonale. Cel de-al doilea tronson este între centura Sibiului și strada podului, pe o distanță de 1,7 km. Lucrările vor dura pentru că este vorba despre intervenții complexe. Ca și în cazul pistei existente, este nevoie de stabilizarea malurilor, reamenajarea acestora și abia apoi se poate lucra pentru infrastructura pistei. În plus, municipalitatea are în plan și revigorarea cadrului natural. În zonă vor fi amenajate zone verzi cu arbori și plante ornamentale, mobilier urban și chiar hotspoturi pentru Wi-Fi. Investiția se ridică la aproape 46 de milioane de lei și finanțarea va fi cel mai probabil din fonduri nerambursabile. Ordinul Arhitecților Filiala Sibiu Vâlcea toți banii Consiliului Județean de pe agenda pentru monumente. Este vorba despre suma de 100.000 de lei bani cu care vor fi implementate două proiecte. Ambele vizează sediul Ordinului Arhitecților de pe strada Mitropoliei. Pentru finanțare pe agenda pentru monumente au fost înscrise patru proiecte. Este vorba despre două proiecte ale OARE cu două proiecte Parohia Evanghelică cu un proiect pentru clădirea Colegiului Bruchental și Biserica Sfânta Ursula pentru lucrări de reparații la finisajele exterioare. Cele două proiecte au fost declarate neeligibile. Primul proiect prevede finanțarea unor lucrări de conservare și punere în siguranță a componentelor arhitecturale și a tencuierilor specifice de pe exteriorul clădirii. Valoarea acestui proiect este de 35.000 de lei. Cel de-al doilea proiect, în valoare de 65.000 de lei, prevede continuarea lucrărilor de restaurare și conservare a muralelor din interiorul clădirii. Reamintim faptul că în primăvara acestui an, Consiliul Județean Sibiu a anunțat în premieră deschiderea agendei dedicate restaurării clădirilor monument. Pentru finanțare au putut depune proiecte atât persoanele fizice cât și instituțiile. Tocmai s-a încheiat încă un weekend plin de intervenții pentru polițiștii rutieri. Oamenii lege au fost în stradă și au lăsat fără permisuri, fără certificate de înmatriculare, 70 de conducători auto. 12 dintre ei s-au ales cu dosare penale. În ceea ce privește sancțiunile, valoarea acestora este de peste 170.000 de lei. În perioada 20-22 octombrie, polițiștii sibieni au continuat acțiunile de creștere a gradului de siguranță în trafic, în urma activităților specifice desfășurate fiind constatate 12 infracțiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute 30 de permise de conducere, au fost retrase 40 de certificate de înmatriculare și s-au aplicat 745 de sancțiuni contravenționale în valoare de 173.000 de lei. Cele mai multe infracțiuni constatate au fost cele de conducere sub influența alcoolului. Printre cele mai grave cazuri, cu ispenal se numără două evenimente rutiere. Primul dintre ele s-a produs pe DN1 în zona Veștem, unde un brașovean nu s-a asigurat la schimbarea benzii și a acroșat o mașină condusă regulamentar. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul vinovat consumase alcool înainte de a urca la volan. În cazul lui etilotestul a indicat o valoare de 0,75 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Un alt caz grav este cel al unui tânăr de 24 de ani, care a produs un eveniment rutier în avrig. Tânărul a intrat pe contrasens și a lovit mașina care circula regulamentar din sens opus. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că tânărul vinovat de producerea accidentului nu deține permis de conducere. În plus, avea și o alcoolemie de 0,75 la mie. Tot pentru lipsa permisului de conducere și conducere sub influența alcoolului, s-a ales cu dosar penal și un bărbat de 33 de ani din șerimbăr. Acesta a avut o alcoolemie de 1,69 pe etilotest. Polițiștii l-au dus la spital pentru recoltare de probe biologice astfel încât să fie stabilită cu exactitate alcolemia. Alți doi tineri, un hunedorean de 36 de ani și un sibian de 22 de ani, sunt cercetați de către polițiști după ce au ieșit pozitiv la testul de stupefiante la volan. Cei doi au mers la spital pentru probe de sânge, iar dacă în urma testelor se vor depista substanțe halucinogene, aceștia se vor alege cu dosare penale. Se pregătesc noi lucrări pe calea Dumbrăvii. Aceasta ar urma să fie extinsă la trei benzi cu pistă pentru bicicliști și, cel mai probabil, linie dedicată pentru autobuze. Investiția totală se ridică la peste 25 de milioane de lei. Până să fie implementat însă, proiectul trebuie să treacă cu bine în această săptămână de votul consilierilor locali. Tronsonul propus pentru modernizare este cel cuprins între piața Aurel Vlaicu și Bulevardul Milea. În ședința ordinară a Consiliului Local din această lună vor fi supuși aprobări indicatorii termico pentru modernizarea căii Dumbrăvii, tronsonul cuprins între bulevardul Mihai Viteazul și bulevardul Vasile Mile. Se continuă astfel amenajarea acestei atere, cu funcționalitate și aspectul tronsonului modernizat la finalul anului trecut. Pista urma să aibă o bandă de 3 metri lățime și va fi cu dublu sens de circulație. Pentru asta însă este posibil să dispară multe dintre locurile de parcare existente. Pe partea de peisagistică vor fi amenajate zone verzi în ierbate și vor fi plantați arbori. Sunt prevăzuți 120 de pomi și 300 de plante ornamentale. În plus vor fi refăcute sistemele de colectare a apelor pluviale. Se vor reabilita și rețelele de apă. În ceea ce privește transportul public, se vor amenaja trei stații. Suntem la mijloc de toamnă, iar anotimpul începe deja să și facă magia în culori. Parcurile Sibiului se transformă încet încet în adevărate simfonii vizuale. Luni, la orele prânzului, zonele verzi ale orașului erau pline ochi de oameni dornici să se bucure de 20 de grade din termometre. Este o perioadă extrem de plăcută, cu temperaturi mult peste ceea ce ar fi trebuit să înregistrăm la această perioadă, iar, la vremea frumoasă, se adaugă și peisajele frumoase. Așa că nu ezitați să vă opriți măcar o oră din stresul cotidian și să vă bucurați mintea și sufletul cu aer curat și culori de toamnă. Meteorologii spun că vremea frumoasă se menține cel puțin până la mijlocul acestei săptămâni. De joi este posibil să vină o perioadă cu ploi, însă temperaturile rămân undeva la 20 de grade cu plus până vineri. De sâmbătă mercurul din termometre mai scade cu câteva grade însă de săptămâna viitoare, ne vom bucura iarăși de zile însorite cu temperaturi ce pot ajunge la miezul zilei până la 24 de grade.